oaspeților, cred că așa se împlinește Scriptura care spune prin David, intrați cu laude în curțile Lui. Asta nu e o poruncă, e un secret. Adică poți să intri în biserică și să fie doar o muzică frumoasă. Dar dacă lauzi cu adevărat, intri în prezența Lui. Și când intri în prezența Lui, nu e ceva fals, ci e real. Știu că au intrat mai mulți, nu doar în clădirea asta, ci în prezența Lui. Și prezența Lui nu ne lasă să fim neroditori. Eram pe bancă și nu știu de ce, aveam în minte imaginea asta omului. E făcut din oase? E făcut din vene? Și unii în biserică sunt oase. E nevoie de ei. Sunt oamenii care sunt întotdeauna în biserică. Nu prea par că fac nimic, dar pe baza lor poți să predici. Adică poți să intri într-o clădire și să... Să ai o predică. Ai senzația că te ascultă cineva. Fără ei, nu s-ar mai închiria să-l mari. Fără ei, cei de la închinare ar simți că cântă la preț. Și vreau să știți că și cei care sunt oase sunt importanți. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Cu fiecare dintre noi. Unii este suficient să intre în biserică și să stea pe scaun. Și pentru părinții lor, cerul acoperă pe pământ. Noi tot vrem să facem lucruri mari. Nu. Dar câteodată e important să faci lucrurile mici. Și dacă înțelegi că ăsta e scopul tău, poți să mergi mai departe cu bucurie. Pentru că nu ce ai îți dă bucurie, ci scopul. Să ai în viața ta un scop. Să știi că l-ai împlinit. Sunt oameni care aleargă pe teren și își dau viața ca să bage mingea în poartă. Și sunt super încântați când o fac. Dacă înțelegi care e scopul tău, poți să fii fericit. Care e scopul tău? Un os nu e de folos dacă e singur. Și suntem aici să ne rugăm pentru biserică. Trebuie să înțelegi că trebuie să găsești pe cineva care e ca tine și să intri în relație cu el. Osul coloanei se susține pe ceva. Era și un cântec. Găsește osul tău. Dă pereche cu cineva. Ai un scop. Trebuie să fii în relație cu cineva. Și pe urmă, sunt unii care sunt vene. Îi fac să circule. Ce transport e important? Ei sunt persoane care relaționează. Dacă ești o persoană de genul ăsta, ai grijă ce transmiți. Găsește pe cineva care să transmită. Leagă-te cu el. Și transmiteți împreună lucruri bune. Sunt alte persoane care sunt mușchi. Când ești mușchi, faci și celelalte părți să arate bine. Pentru că se mișcă. Și trebuie să înțelegi că nu tot corpul este mușchi, dar tu dacă ești mușchi, trebuie să te miști. Trebuie să lucrezi, trebuie să te pui efort pentru tot organismul. Așa că dacă tu ești mușchi,
Nu te mai uita la os, că nu depune efort. Să știi că e un efort să fii acolo la biserică. Să deschizi ușa și să fie cineva înăuntru. Nu-i mai judeca pe alții că nu sunt la fel ca tine. Era prima cântare și spunea oricât de mare ar fi un om, pe Iisus nu poate înlocui. Noi fiecare dintre noi suntem într-un anumit fel. Și dacă ne modelăm pe noi, încercăm să-i modelăm pe toți ceilalți după noi. Și dacă o facem, lumea ar fi foarte tristă. Să intri pe biserică și tot să aibă cămașă de blugi, să stea pe loc pe scaun, să se bucure în liniște. Suntem diferiți pentru că El ne-a făcut diferit. Amin. Amin. Și trebuie să înțelegi că prezența ta la biserică este obligatorie pentru că ce a pus Dumnezeu în tine n-a pus în nimeni altcineva. Amin. Și este nevoie neapărată de ce a pus Dumnezeu în tine în biserică. S-ar putea să nu-ți convină. Dar e nevoie de tine. În biserică. Pe unii Dumnezeu a făcut ochi. Nu doar ca să vadă pentru ei, ci să vadă pentru tot corpul. Pe unii a făcut limbă. Nu doar să vorbească de dragul de a vorbi, ci să vorbească viață pentru tot corpul. Pentru că Biblia spune că din în puterea limbii stă și viața și moartea. Dacă ești limbă, trăiește viața. Pe unii a făcut oameni să fie păr. Par morți. Dar părul dă frumusețe. Fii plăcut. Învață să te acoperi când trebuie să te acoperi. Și învață cum să te prezinți frumos. Dacă asta este scopul tău pentru care te-a pus Dumnezeu acolo, fă-l cu bucurie. Ce face o celulă să nu fie moartă, e să fie în relație cu cineva. Așa că aș vrea să ne rugăm pentru lucrul ăsta. Doamne, găsește-mi celelalte celule care fac parte din organul care m-ai făcut să fiu eu. Și învață-ne împreună cum să slujim trupul tău. În așa fel încât să aducem rod. Tot ce-i pus în natură este să aducă rod. Să se mulțească. Și sunt unii care n-au fost niciodată părtași din ceea ce înseamnă să te mulțești ca și trup, să crești ca și trup. Este o bucurie extraordinară. Unii au fost parte la evanghelizări. Dacă nu ești parte din trup și te duci la evanghelizare, este un program la care lumea se plictisește. Tu încerci să spui o filozofie și ceilalți nu o pricep. Dar dacă ești parte din trup, este ca un organ care crește. Simte nevoia să crească. O face în mod natural. Lăsați să curgă. Nu știu dacă ați fost vinerea trecută. Fratele Daniel a spus un verset, a rămas șocat. Semănați potrivit cu neprihănirea. Vă ziceam din versetul ăsta? Cum semănăm? Cum semănăm? Ce semănăm? Cuvintele noastre sunt semințe. Orice îți iese pe gură, plantează ceva în celălalt care ascultă. Orice. Ești frumoasă. Modul în care o spui poate să semene mândrie sau poate să însemene încredere de sine. Modul în care o spui. Seamănă neprihănire, seamănă milă, seamănă bucurie.
Și o să culegi rodul semințelor tale. Înțelegeți că fiecare poate să semene? Fiecare poate să semene. Acum, vreau să știți că sunt în lume biserici care au în timpul programului și bombe prezente. Și nu toți care intră, ies. Sunt biserici în care oamenii intră și când ies afară, îi așteaptă. Ce bâte. Oamenii ăștia au nevoie de rugăciune. Dar n-ai cum să te rogi pentru ei dacă nu ești parte din trup. N-ai cum să simți cu ei dacă nu simți cu sora ta cea mai apropiată. N-ai cum să simți cu toată biserica dacă nu ai grupulețul tău. De-aia Domnul Iisus spune, rugați-vă ca Domnul Secerișului să scoată secerători. Cum ar fi să te rogi? Doamne, scoate secerători, dar mi-e lasă. Nu merge. Lasă-l pe copilul meu. Nu merge. Săptămâna trecută am avut o experiență foarte ciudată. Și vreau să vă povestesc pentru că vreau să știți că Iisus este aici. Nu cred că știți. Nu, n-ați înțeles. Iisus este aici. Dacă v-aș spune că Iisus este fizic aici, m-ați crede? Nu vă nimeni că se uită în stânga sau în dreapta. El poate să fie într-un loc așa. L-ai recunoaște? Dacă l-ai vedea, l-ai recunoaște? Samariteanca nu a recunoscut. El avea problemă cu apa. Și noi suntem așa. Petru nu l-a cunoscut. El avea probleme cu peștele. Toți am vrea să-L auzim. Pentru că toți pescuim câte ceva. Toți pescuim câte ceva. Unii pescuiesc. Mi-e și rușine să spun ce. Dar toți pescuim câte ceva. Și de cele mai multe ori ajungem la mal cu plasa goală. Și am vrea să vină cineva să ne spună ieși în larg. Dar când vine, l-am recunoaște? Adică dacă ar veni un puștan mai tânăr ca tine, mai tânăr ca mine, și mi-ar spune ce să fac, aș face? Nu știu cum să dau un exemplu ca să... Cum te cheamă? Soa. Mă rog, numele sunt foarte apropiate. Iosua și Iesua. Dacă vine un băiat ca el să spună ție cum să conduci o biserică, l-ai asculta? Eu l-aș asculta. Dacă ar veni un tinerel să spună ție că i-a spus Domnul Petru cum să pescuiască, cred că era puțin mai tânăr decât Petru. Nu știu de ce lasă Biblia așa să se întrevadă. Ai ascultat pe cineva să spună cum să te îmbraci? Să spună cum să răspunzi părinților tăi? Și noi toți am zice, da, dar e scris în Biblie. Sunt scris în Biblie. De obicei, aplicăm Biblia pentru alții. Și tot la alții se întâmplă minuni. Și tot alții se întâlnesc cu Iisus. Trebuie să fim motivați la rugăciune. Și noi de obicei ne rugăm când avem ceva important de făcut. Atunci avem mai mult foc de rugăciune. Nu știu dacă ați observat. Când
Tinerii dau examene, vine dorința de rugăciune. Când părinții au probleme cu copiii, vine dorința de rugăciune. Când rămâi fără servici, vine dorința de rugăciune. Dar dacă te rogi cu adevărat în timpul rugăciunii, îți dai seama că mai important este să te rogi decât lucrarea pe care o ai de făcut. Dacă niciodată nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu în rugăciune, îmi dau seama că seara de rugăciune s-ar putea să fie foarte plicticoasă. Eu nu știu cum să... De-aia vorbesc așa de mult, pentru că simt că sunt unii oameni care se plictisesc la rugăciune. Rugăciunea funcționează. Iisus, care te-a creat și care ți-a numărat, nu ți-a numărat, ți-a numerotat toate firele de păr din cap și le-a pus acolo special, cu un scop, este și te ascultă. Și dacă înveți să-L recunoști din Scriptură, auzi și răspunsul la rugăciunile tale. Pentru că de cele mai multe ori, Dumnezeu vorbește prin oamenii care te enervează cel mai mult. Balaam era proroc. El auzea vocea Domnului. Dar când n-a mai vrut să facă voia lui, Dumnezeu i-a vorbit printr-o măgăriță. Și de multe ori zici, Doamne, dă-mi, Doamne, fă aia. Și nu se întâmplă. Răspundem cumva. Și parcă n-auzi nimic. Și stai unul, calea. Mintea ta, nu înțelegi că eu mă grăbesc undeva? Să mai dai unul cu alea. Nici Dumnezeu nu răspunde și ăștia îmi taie calea. Poate ar trebui să iei mai încet. Nu știu pentru cine vorbesc, dar vreau să înțelegeți un lucru. Dumnezeu vorbește și vorbește în continuu. Și răspunde la rugăciuni. Învață să-L recunoști. Vă spun ce mi s-a întâmplat ca să o închei. Era într-o seară. De obicei seara mă culc când vin la serviciu că sunt obosit. Dar atunci simți nevoia să ies afară. Cu banii mei să mă duc la magazin să-mi cumpăr mie un suc. Pentru mine. Și să mă întorc acasă. În timpul meu de odihnă. Așa că m-am dus la magazin, înainte să încheie programul, era doar o casă deschisă, m-am așezat la coadă, fața mea, mulți oameni, multe bagaje și într-o dată femeie spune, se deschide și casa cealaltă. Și până să fac un pas, toți din spatele meu se duc în partea altă. Și am făcut un pas și m-am întors înapoi. Și spatele meu cineva a început să râdă. Și m-am întors și m-am uitat la el. Și omul ăla zâmbea de parcă mă cunoștea de undeva, dar și zâmbea într-un fel în care și eu recunoșteam zâmbetul. Și el îmi spune mie, un om cu inima împărțită nu e plăcut. Și cel nehotărât pierde. La coadă, la Mega Image, la ora 10. De obicei, când se ia cineva de tine, prima reacție este să te enervezi. N-are nimeni dreptul să te corecteze pe tine. Nici mama, nici tata, nici soția, nici copiii, nici păstorul. Dar minte cineva mai mic și mai tânăr ca tine în magazin. Mai ales că nu mă depărtasem chiar așa de mult încât să zic că am ieșit din coadă. Dar faptul că a rostit niște cuvinte pe care le-am recunoscut m-a făcut să intru într-o stare puțin ciudată. Și doamna de la casă, dar ce s-a întâmplat, domne? Și eu, fără să vreau să zic, am zis, m-am băgat în față. Și mă uitam la el și nu știam ce să fac. Și am zis, ok, poftiți dumneavoastră.
nu-i nevoie. N-avea nimic în mână. Și da, vă rog frumos, hai, acum dacă... Ce? Și el duce și trece și pleacă. Și după ce a plecat, mi-am dat seama că... Nu știu cum și-a dat seama Avram că oamenii ăia trei care sunt pe deal și trec pe lângă el, aveau treabă cu el și aveau nevoie, aveau un răspuns pentru el. Iosua nu l-a recunoscut pe căpetenia Domnului. Tu l-ai recunoaște? Dacă Domnul Iisus ar fi aici, ai recunoaște momentul? Pentru că e momentul trimiterii tale. Nu știu dacă înțelegeți. Iacov s-a întâlnit cu un om și a luptat cu el toată noaptea ca să câștige o binecuvântare. Și sunt momente care trec pe lângă tine. Dacă le prinzi, viața ta e schimbată. Dacă nu le prinzi, poți doar să te lauzi. Eu am copilărit cu băiatul ăsta, sau cu fata asta, care acum este misionară în Chile, Nicaragua, Paraguay. Și ăștia toți au fost în viața mea. Nu vorbesc povești. Oameni dintr-o biserică săracă, care n-au avut niciodată de misiune, au plecat și sunt misionari. Și se bucură de experiențe cu Dumnezeu în fiecare zi. Și dacă te întâlnești cu Iisus, nimic nu e imposibil. Nimic nu e imposibil. Capeți un scop și o nădejde care îți dă energie să muți munții. Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu la 80 de ani, într-un mod real, și a avut încă 40 de ani și a scăpat un întreg popor. Când te întâlnești cu Iisus, niciodată prea târziu sau prea devreme. Dar ce pot să vă spun este că atunci când te întâlnești cu Iisus, bucuria pe care avem noi când cântăm aici, în biserică, continuă și când rămâi singur. Continuă și când toată lumea stă împotriva ta. De aceea, ar trebui să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm pentru bisericile care trebuie în suferință. Dar ar fi mai frumos să ne rugăm să înțelegem cum am putea noi să-i ajutăm pe oamenii. Era un băiețel care avea 5 pâini și 2 pești. Și cam așa pare că e tot ce avem noi. Că nu este suficient. Nu este suficient să schimbăm România. Nu este suficient să schimbăm țara noastră. Câteodată nu este suficient să schimbăm pe soțul sau pe soția noastră. Nu este suficient să schimbăm părinții. Dar dacă ce avem noi punem în mâna Domnului, capătă altă valoare. Și vreau să vă spun că fiecare dintre noi are peștișorii și pâinea aia. Numai că de cele mai multe ori le ținem așa strâns să ne ajungă măcar nouă. Mai sunt doi băieți în biserică. Nu sunt decât două case de vânzare. Nu există decât un guvern bun. Nu există decât o soluție. Și încercăm să trăim cu peștii aia și pâinea aia cât mai mult. Farmecul unui om stă în bunătatea lui. Și toți am vrea să fim fermecători. Numai că nu putem să fim buni pentru că nu avem suficiente resurse. Resursele noastre nu sunt făcute să fie irosite de noi, ci sunt făcute să fie puse în mâna Domnului. Și asta poți să o faci acum în rugăciune. Așa că aș vrea să ne ridicăm și să ne rugăm.
ta să fie slava Doamnei, a ta să fie gloria, pentru că ta este puterea și tu ești Domn peste tot pământul. Doamne, îți mulțumesc că tu faci din cele slabe tari. Și îți mulțumesc, Doamne, că tu o faci în fiecare zi. Cum poate cineva cu viața sfărmată și familia ruptă să ajute biserici în altă parte? Dar tu vrei să faci lucrul ăsta. Cum vrei pe cei, cum vrei tu, Doamne, ca cei care au nevoie de doctor să fie doctor pentru alții? Dar tu o faci în fiecare zi. Doamne, îți mulțumesc că ai aici tineri care vor da sfaturi la bătrâni. Și îți mulțumesc, Doamne, că cei care sunt considerați slabi astăzi, prin puterea ta, vor fi de remișcat mâine. Îți mulțumesc, Doamne, că cei care strigă pentru nedreptate te vor găsi pe tine și vor aduce dreptatea în mai mult decât țara aceasta. Îți mulțumesc, Doamne, că cei care nu au fost niciodată ascultați, prin puterea ta, îi vei face să răsune ca un megafon puternic peste națiuni. Și cei care n-au cântat niciodată de bucurie, îi vor face pe mulți să tresalte de bucurie. Doamne, îți mulțumesc că tu poți să transformi viața oricui. Și ești aici să o faci. Tu ceri doar o inimă dedicată. Dă-ne, Doamne, inima aceea. Și ajută-ne, Doamne, să o păstrăm doar pentru tine. Ca bucuria noastră să fie deplină. A ta să fie slava și cinstea și gloria în veci.